Bună ziua, prieteni! Vă salutăm din nou la Telemagazin. Suntem plini de bună dispoziție, vrem să vă aducem și vouă în casă soare, căldură și multă veselie. Și muzică! Și astăzi vă aducem muzică în casele voastre, dar vedem ce avem astăzi în emisiune chiar acum. Astăzi în emisiune. Saltul cu parașuta sau zborul cu elicopterul. Însetați de senzații extreme, moldovenii au prins la curaj și au început să-și realizeze cele mai îndrăznețe visuri după carantină. Cât costă aceste plăceri? Aflați cu noi! Peste 20.000 de fazane au fost aduși din Ungaria și eliberați în câmpiile și pădurile din țara noastră. Va fi deschis sezonul de vânătoare și când își vor scoate puștile din cui amatorii acestui hobby, vă spunem în ediția de astăzi Telemagazin. La oferta zilei avem blenderul 2-in-1 de la Delimano. Cu el puteți mărunți rapid fructele și legumele, face supe, creme, smoothie-uri și puteți zdrobi gheața pentru un cocktail răcoritor. Dispozitivul vine la pachet cu două vase, iar la noi îl puteți cumpăra la cel mai bun preț. Nu ai voie să te săruți în gară sau să salvezi o persoană de la NEC. Rămâneți cu noi să aflați care sunt cele mai ciudate legi din lume și în ce țări din lume au fost adoptate. Alegeți Telemagazin. Răsfăț în fața publicului. Doi elefanți pe nume Tania și Ion, adică Tania și Hela, de la grădina zoologică din Târgu Mureș, fac baie în văzul tuturor. Animalele sunt îmbăiate de către îngrijitorii cu aceleași furtunuri pe care le folosesc și pompierii la stingerea incendiilor. Angajații de la ZOO susțin că dușul în văzul tuturor este și un mod de a educa pe cei mici și să-i facă să înțeleagă nevoile animalelor. Pentru a le aduce mai aproape de public, femelele sunt momite mai întâi cu niște gusteri. Vedeți că îl păcălește lații cu mâncare, vine cu cutia, cu portul după el. Când sunt îndreptate furtunurile cu apă, elefanții se întind, apoi se pun jos, în semn că le place. Încântați sunt și cei mici. S-a murdărit pentru că s-a târâit jos și l-a spălat oamenii. Eu nu-mi place apa. Îngrijitorii de la grădina zoologică din Târgu Mureș spun că practică diferite activități cu animalele pentru a face vizitele celor mici mai distractive. Dinozaurii sunt strămoșii pinguinilor. Potrivit savanților, aceștia pot fi desemnați pe bună dreptate dinozauri aviari moderni. Cu această ocazie, doi pinguini pe nume Izzy și Darwin au fost duși la Field Museum din Chicago în excursie pentru a-și vizita rudele îndepărtate. Dar ce-s de dulci? Organizatorii excursiei au explicat că păsările, inclusiv pinguinii, sunt dinozaurii din aceste timpuri. Chiar dacă acestea au suferit schimbări majore, vizibil majore, savanții sunt convinși că legătura dintre aceste păsări și dinozaurii teropozi, care aveau membre cu trei degete, printre care se numără și T-Rex, este incontestabilă. Urmează! Facem cunoștință cu cel mai lent robot din lume, care trăiește în copaci și a fost inventat de savanții din Statele Unite ale Americii. Care este menirea acestuia? Aflați în continuare la Telemagazin. Lupta cu coronavirusul ia o altă întorsătură în Japonia. Autoritățile de la Tokyo vor plăti bani cluburilor și barurilor pentru ca localurile să nu lucreze. Acest lucru se întâmplă în contextul unui nou val de infectări cu COVID-19. Conform legilor japoneze, autoritățile nu pot forța suspendarea activității localurilor de agrement. Așa că au decis să-i stimuleze altfel pentru a trece peste perioada de criză. Fiecare bar sau club care va fi închis pentru 10 sau mai multe zile va primi o
o compensație în sumă de 500.000 de ieni, contravaloarea a 4.670 de dolari. Anterior, autoritățile din Tokyo au ezitat să susțină afacerile de agrement, dar și-au revăzut decizia în contextul creșterii cazurilor de infectare anume printre tinerii cu vârstă între 20 și 30 de ani. Până în acest moment, în orașul Tokyo au fost înregistrate peste 7.200 de cazuri de infectare cu COVID-19. O măsură foarte bună, după părerea mea. Dacă vrei să ții localurile închise, este frumos să-i stimulezi și să-i menții cumva interesați de a-și menține închis localul, cel puțin până trece al doilea val al pandemiei. Și totodată nu le interzici cumva, adică nu-i forțezi. E chiar interesantă ideea. Și protejezi acea pătură socială între 20 și 30 de ani care primii au dat buzna prin localuri, la terase și în cluburi. Da, apropo, în Tokyo sunt cartierele astea de distracție care au devenit focare de infecție. Anume din acest motiv. Și autoizolarea a fost o lecție bună pentru omenire. Câteva luni de stat în casă ne-au învățat să prețuim și să trăim fiecare clipă la maxim. Așa că, însetați de senzații extreme, moldovenii au prins la curaj și au început să-și realizeze cele mai îndrăznețe visuri. Saltul cu parașuta și zborul cu elicopterul fiind cele mai populare atracții după carantină. Chiar dacă este o plăcere destul de scumpă, oamenii spun că nu ezită să achite și peste 2000 de lei pentru a vedea Moldova de la înălțimea zborului de pasăre, dar și pentru a-și pune la încercare nervii. Aerodromul de la Vadului Vodă e forfotă mare. Zeci de oameni vin din toate colțurile Moldovei pentru a cuceri cerul la propriu. Amatorii de senzații tari pot alege între două activități, să zboare cu elicopterul, fie să sară cu parașuta. Первый прыжок? Да. И как оно? Впечатляюще. Почему вы выбрали именно такой вид развлечения? Adrenalină, hoșiță. Fiind cu picioarele pe pământ, oamenii sunt cuprinși de frică, dar odată ce și-au luat zborul, aceștia spun că ar plana la nesfârșit. Nici prețurile piperate nu-i opresc să-și îndeplinească visul. Vă spun sincer, banii nu așa contează. Noi adică odată trăim, cum spun, este așa o vorbă. Mie niciodată nu mi-e jel. Adică eu, principal, o să mă satisfac și banii pentru asta și sunt tare. Să ne plinești vis, să ne plinești visele, dorințele. E foarte frumoasă Moldova de sus. Și se merită de venit. Nu am fost personal în alte țări, zbor anume și să privesc sau sar parașuta, dar este în plan. La noi, Moldova, numai de la 3.000 de metri de sărit din cauza că nu ne permite asociația de zboruri parașutiste. Piloții spun că în acest an, într-adevăr, numărul doritorilor de a explora cerul este mult mai mare. Потокul людей увеличился, но мне кажется, в связи вот с тем, то что границы закрыты, людям нужно с чем-то заниматься, и это довольно-таки очень интересная, то есть сфера такая, которую все хотят попасть. Есть много разных эмоций у людей, которые показывают, есть начиная от просто истерического смеха, заканчивая просто молчанием. Пилоти au pregătit pentru amatorii de senzații tari câteva trasee care oferă o priveliște excepțională. Есть много вариантов совершить знакомительные экскурсионные полеты. Это прогулка вдоль Днестра. Это прогулка до старого архея воздушная, оттуда до озера Гидигич, полет над озером Гидигич, полет вокруг Кишинева. Можно полетать на запад, в сторону Калараша, там очень красивая холмистая местность, леса красивые очень. Также летаем на восток, в сторону моря, вот практически к самой близь границе с Украиной, там тоже красивые места есть. Специалисты дают осигурări, что люди sunt protejați și nu există niciun pericol pentru viață. Totodată și regulile de prevenire a infecției cu noul tip de coronavirus rămân valabile și la câteva sute de metri înălțime. На борту должны быть в маске, обязательно соблюдаются все меры предосторожности, то есть дезинфицирующей жидкостью обрабатываются все рычаги управления в самолете, двери, сиденья. Здесь шестиместный самолет, но сейчас, опять же, более трех человек не допускается на борту. Pentru un zbor cu parașuta, doritorii de senzații tari trebuie să achite între 90 și respectiv 220 de euro, iar o plimbare de o oră cu elicopterul ajunge să coste până la 2500 de lei.
Prin stoluri de cocoare, ce zbor spre cuibui lor. Adesea mi se pare că ai un loc ușor. Cuprinsul de suspine, mă pas un tainic dor. Departe ești și aproape, de tine mi-este dor. Se scurge firul vieții, se invirte ca o roată. Mi-e dor de a ta povață, mi-e dor de tine, tată. Se scurge firul vieții, se invirte ca o roată. Simt lipsa ta căldura, mi-e dor de tine, tată. De ce ai plecat din ceruri, când încă mic eram? Și cruntă ți-a fost soarta, dar noi te așteptam. Mereu mi-e dor de tine, de tine, tata al meu. Vreau să te aibă în pază, al nostru Dumnezeu. Se scurge firul vieții, se invirte ca o roată. Mi-e dor de a ta povață, mi-e dor de tine, tată. Se scurge firul lipsa ta căldura, mi-e dor de tine, tată. Ta povață, mi-e dor de tine, tată. Se scurge firul vieții, se inverte ca o roată. Aprinde-o luminare, mi-e dor de tine, tată. Mi-e dor de a ta povață, mi-e dor de tine, tată. Se scurge firul vieții, se inverte ca o roată. Mi-e dor de a ta povață, mi-e dor de tine, tată. Mario Caporaso alături de noi aici la Telemagazin. Mario, te invităm alături. Bună ziua la toți. Bună ziua, bine ai venit. Bună ziua și la toți telespectatorii. O premieră, dar o plăcere. E o premieră muzicală asta. Da, da. Noi, să știi că eu am simțit foarte mult mixajul dintre tendințele muzicale moldovenești și cele italienești. Cumva le-ai mixat așa foarte bine și plus cu un pic de operă, vocea de operă. Da, permanente, permanente. Încerc să pun o operă, că asta e stilul meu. Dar să știi că a atins cumva foarte, foarte puternic de suflet. Coardele sufletului. Coardele sufletului. Știm că această piesă mulți. Este cu un mesaj, cu o dedicație. Da. Despre ce este vorba? O dedicație, spunem așa, la tata al meu, care, cum spune Chintico, se avea în pază la Dumnezeu, pentru că el nu mai este de mult ani. Și o dedicație la tot poporul, la tot
prietenii noștri, părinții moldovani care nu mai are tata, care într-adevăr, cum mama și cum tata, sunt lumine în viața care permanent nu trebuie să abbia mancare alla nimic. Asta este un punct de riferimento foarte important a orice copil, a orice persoană, clar, când suntem maturi. A fost scopul tău principal să cânti în română această piesă ca să rănească mai adânc pe toți cei care au rămas fără părinți? Clar așa, deci eu am încercat, după că l-am făcut în română, am încercat să la traduc în italiană, ma nu are acea efect. Nu? Nu. Quindi se provo, oricum, în română vedo că e, cred că e perfect pentru mesajul care el dă. Dar are și un mesaj specific spațiului mioritic, stolurile de cocori care se întorc. Apropo, cine a scris versurile? Versurile Dovicencu împreună cu mine, cu îndreptare, avem scris împreună. Și muzica Lilian, un băiat care permanent mi segue. Care colaborează cu... Da. Am înțeles. Deci de mult. Foarte frumoase. Pe lângă toate, pe lângă această premieră frumoasă, ce mai face Mario Caparoso? Avem multe proiecte, cu părere de rău, este o problematică cu chestiune de virusul acesta care atinge, mă rog, la tot populația și la tot, la orice camp și anche la artiști, la persoane care, spunem așa, lucrează în domeniul acesta. Vorbim despre proiecte artistice, proiecte artistice de piese, lansări? Clar, noi suntem acum în domeniul artistic, eu vorbesc de asta. Sunt proiecte destul de interesante, ma sunt cu faptul de pandemia acesta, sunt blocatul la cred, quindi merge cu încet. Clar, piața acesta trebuia să fie registrat, să fie făcut 6 luni pe urmă, 5, deja de mult pregătite, ma cum știți dumneavoastră și cum am avut probleme în totul globul și în Moldova anche, cu pandemia a fost problemă, atunci noi n-am luat retenute, n-am stopat. Dar acum, în schimb, ai mai mult timp să te gândești și să planifici care sunt următoarele planuri artistice. Ai multe piese așa pregătite, care tu știi că o să le faci cât mai repede? Piese deja imprimate, spunem așa, în limba limba rumena, mă corectez că eu spun limba moldovenesca, de ce? Eu, e clar că e limba rumena, ma noi suntem in Moldova e un mic de dialetto, no? Pur sempre, se primește așa. Quindi limba rumena de fapt in parte moldovenesca, in parte de țara noastră. Și am deja piezi aproape de un LP, 8-9 piezi. Așa. Toate în română. Tot în română. Wow. Și le pregătești să le scoți imediat după pandemie, să scoți un album cam întreg? Cam așa, da. Și poi am piezi destul de interesanti, clasici cum Nessun Dorma, Torna sul Riento, wow, Sole Mio, câteva piezi de Bocelli, e Lucian Le Stelle, care se vor regăsi și ele pe album? Da, eu mă gândesc să fac un mix, da. Deja sunt pe internet, sunt pus pe YouTube. Am avut, fără publicitate, fără nimic, am avut deja un succes interesant. Care 7.000, care 5.000, care 4.000, care 8.000 de vizualizare. Și abia urmează, adică încă mai urmează, cu siguranță. O să fie încă mai mult. Mario, noi îți dorim mult succes. Această piesă știm cu siguranță că o să trezească emoții și o să strânească lacrimi de amintiri foarte multor moldoveni care au rămas fără părinți. Iar ție îți dorim succes în continuare și să ne mai bucuri cu premiere. Și așteptăm și albumul, care sperăm mulțumesc că să fie foarte curând. Mulțumesc pentru atenție, mulțumesc pentru invitație și succes la dumneavoastră și la televiziune, la tot. Și un salut la toți care cine urmărește de acasă. Un pup la tot și la dumneavoastră. Mulțumim. Hai să continuăm. Vânătorii așteaptă cu nerăbdare toamna, când vor putea în sfârșit să-și scoată puștile din cui. Până la deschiderea sezonului însă, aceștia se pregătesc asidu. Asociația Vânătorilor a adus tocmai din Ungaria peste 20.000 de fazani care au fost eliberați în câmpiile și pădurile din țara noastră. Astfel, datorită importului permanent de păsări, populația de fazani nu va dispărea din Moldova. Cum? Hai.
Mihai Sulă este vânător cu o experiență de peste 30 de ani. Acesta spune că vânatul fazanilor a devenit accesibil acum 5 ani, când Asociația Vânătorilor de la noi a decis să dezvolte fauna Moldovei și au început să importe păsările din Ungaria. Fazanul, înainte el nu se vâna la noi, era, te zis, nu era așa de multe la număr, dar cu importul lui, dar mai mult s-a dezvoltat. Păsările sunt aduse anual pe la mijlocul verii, după care asociațiile de vânători din țară au grijă să le elibereze în împrejurimi, pentru ca acestea să se poată adapta condițiilor. Noi ducem fazanii în diferite teritorii, din cauza că pentru că să mulțească pe un teritoriu mai mare. În valiere sunt 200, le dăm, de exemplu, 100, le dăm voie aici, 50, ducem undeva unde pe malul la o râpă, le dăm drumul undeva, în diferite părți a satului. Fazanii sunt eliberați după cel puțin 9 săptămâni de viață, atunci când ating pragul maturității. Vânătorii spun că este foarte important ca păsările să se dezvolte anume în natură, dar nu în crescătorii. Natură, de obicei, se întâlnesc în preajma, de exemplu, iazurilor, râpilor, unde desâșul e mai mare. Chii, fazanul, de obicei, el se atrage la apă. Sezonul de reproducere a acestora începe primăvara, iar cel de vânătoare, toamna. Astfel, pentru a nu afecta înmulțirea păsărilor, vânătorii au un regulament strict pe care îl respectă. Reproducerea fazanului să fie mai de lungă durată, noi îi vânăm numai cu coșuri. Și femeile le păstrăm ca să depui ouă, de exemplu, depui ouă să le cloșească, să facă pui. În acest an, numai la Sireț au fost aduse peste 80 de femele. 80-90 de bucăți femele. Femele, de exemplu, în natură pune 12, 14, până la 16 ouă. La 80 femele să punem minimum 5 puișori să răiască până la maturitate. Vedem, de exemplu, sunt 300, 200, plus minus așa o, da, de fazane, așa o statistică. Nu să ne gândim să fie. Pentru vânători, fazanii sunt cea mai bună pradă pe care sunt gata să o pândească ori în șir. E o pasăre frumoasă, e bună la gust, de exemplu, s-o prepari foarte bine, e comestibilă, e dietică. De exemplu, din pienele, din pana de la cocoș, de la fazan, de exemplu, se poate făcut diferite decoruri. Sunt majoritatea care îi mumifică, îi pun, ca de exemplu, într-o căsuța vânătorului, cabane. Sezonul de vânătoare a fazanilor începe în luna octombrie și se termină în luna ianuarie. Prețul unei licențe este de 100 de lei. Conform regulamentului, pe zi se permite sacrificarea unei singure păsări. Atunci când călătoriți, este important să cunoașteți ceea ce este permis și ce nu, mai ales că în unele state există legi cam ciudățele. Undeva, de exemplu, sunt interzise săruturile, iar într-o altă țară nu este permisă salvarea persoanei de la înec. Noi am hotărât să facem un top al celor mai ciudate interdicții din lume ca să nu vă pomeniți cumva în situații neplăcute atunci când vizitați alte țări. În anul 1985, în Canada, a fost interzisă achitarea unei cumpărături doar cu monede, dacă suma totală era mai mare de 10 dolari canadieni, totul din cauza că vânzătorul era impus de situație să piardă mai mult timp pentru calcul. Samoa este o țară din Oceania care este renumită prin legile sale bizare. Una dintre ele este cea care îi sancționează pe bărbații care uită de ziua de naștere a soțiilor lor. În caz de depistare a acestei încălcări, soțul va primi o amendă, valoarea căreia va trece în mod automat pe contul jumătății sale. În China există o lege care interzice să fie salvată o persoană de la înec. Aceasta este inspirată de filozofie chineză care spune că implicarea în destinul altei persoane este imorală. Deși gurile rele consideră că această prevedere a fost introdusă pentru reducerea numărului populației care este prea mare. Interzise sărutările în gări. Legea este valabilă atât în Franța cât și în Marea Britanie. Ea interzice săruturile de pe peronul din gările feroviare. Pentru prima dată, aceste prevederi au apărut la francezi în anul 1910. În acele vremuri, trenurile se reținau prea mult din cauza cuplurilor care nu se puteau despărți. Totuși, acum în gări au fost amenajate zone speciale pentru săruturi și îmbrățișări.
nu este permis să calci pe bani. Este o prevedere legală pe care trebuie să o cunoască orice vizitator. Astfel, plimbându-vă prin Thailanda, nu uitați să vă uitați atent pe unde mergeți. În această țară este interzis să mergeți peste bancnote sau monede pe care sunt reproduse chipurile unor personalități importante thailandeze. În anul 1644, Oliver Cromwell a interzis sărbătorirea Crăciunului în Marea Britanie, considerându-l o sărbătoare imorală. În mod oficial, au fost interzise inclusiv și dulciurile. Cel mai curios este faptul că nici până astăzi această lege nu a fost abrogată, deși neoficial nu mai este de mult aplicată. Ne facem o scurtă pauză, după care revenim la Telemagazin. Dar voi stați aproape!